Polițiștii nu au reușit încă să prindă piromanul care a incendiat mai multe mașini în sectorul 1, așa că cer ajutorul oamenilor. Poliția Capitalei solicită sprijin pentru identificarea bărbatului din imagini, principal suspect în comiterea infracțiunii de distrugere calificată prin incendiere, săvârșită la data de 31 martie, 1 aprilie anul curent, pe raza sectorului 1, 8 autoturisme fiind distruse. Cei care îl recunosc și pot oferi informații sunt rugați să sune la numărul de telefon 021-222-4158, secția 4 Poliție, cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112, arată un comunicat al Poliției Capitalei. 8 mașini au fost distruse sau avariate în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce o persoană neidentificată a pus foc în 3 zone din capitală.